pe care l-au trăit probabil mulți, este că potrivit imaginii de azi, la ziua de az pe care o rătate, pentru că de fiecare dată trebuie acest lucru, este vorba de o putea să se schimbe, potrivit sondajul dumneavoastră, doar două partide acced în Parlament.

nu ar accede în Parlament. În primul rând, vreau să-l întreb pe concurentul dumneavoastră, Ian Lesnevski. Aveți încredere în acest sondaj? Uh, nu, eu aici o să mă repet, pentru că fiecare dată mă întreabă în ce sondaj am încredere. Eu nu am încredere în acest sondaj, fix așa cum n-am încredere în sondajele elaborate din noi. De pentru ce? Pentru că sondajul nu este credință. Sondajul este o analiză cu mai multe necunoscute. Evident, situația poate schimbi, da, este un procent de eroare, este un procent de nesinceritate. Presidente, sondajul, în primul rând, trebuie analizat. Dacă noi vom crede strict la cifrele care se arată, chiar și la sondajele prezentate din noastră, înseamnă că nu este nevoie de campanie electorală. Campania electorală poate schimba foarte multe lucruri și nu odată chiar am discutat când în 2018 din unele greșeli a unor candidaților situația s-a schimbat. La momentul mă dat, la campanie pentru primărie Chișinău da, când Andrei Nastase a an, câștigat. Da. Deci... Nici un sondaj nu-l nici măcar în top 3 chiar, dacă nu sondajul intern, chiar a domnului Anastasie, atunci arăta că nu trece în turul 2. Adică chiar sunt sondajul intern. Așa de bine știu să-l citească. Da, evident. Chiar și specialiștii, haideți așa să vorbim, care au lucrat atunci în staful electoral deja se pregăteau să plece. Bine, eu nu dau note acestor specialiști, dar informația aceasta există. Și greșeala care a fost comisă cu la o ascultată discuție telefonică cu mama, da, cumva a influențat rezultatul. Adică este un exemplu. Ce ține de iar județele mă întorc? Ele trebuie să fie анализать. Анализировать, дикие аноме, а крескнут в партии или не а плюс еще маржа дироари, да? Pentru că chiar și săptămâna trecută noi am vorbit despre faptul că da, există un scenariu Când în Parlament să fie doar două formațiuni politice Însă asta nu înseamnă că celelalte partide nu au posibilitate Pentru că există iarăși marja de eroare Are posibilitate și blocul Renato Usatăi, are posibilitate și partidul Șor uh, Are posibilitate și celelalte partide care încearcă să fie destul de activi Dacă noi vom zice că ei nu au posibilitate, bine, se va opri campania electorală după punctul meu de vedere și totuși, creți în scenariul în care doar două partide trec în Parlament? Adică orice scenariu poate... Ce procente... Bine, dați, procentele... Câte procente dați un asemenea scenariu că doar două partide trec în Parlament? E foarte greșit să vorbim doar pentru, pentru procente, pentru că în orice analiză, în orice scenariu, trebuie să fie gata de fiecare scenariu. Adică chiar în cel mai bun, în cel mai rău, oricum trebuie... Aici putem vorbi 50 la 50. Un asemenea scenariu este mai probabil? Mai curând probabil sau... Haideți să vor, vorbim așa că are o uh, egală

Ce le spui celor care critică sondajul? În primul rând, a, despre faptul că ar trece conform acestui sondaj doar două partide, part part a scris exclusiv mass media. În cadrul prezentării de astăzi, iată, eu nu afirm așa lucruri, dumneavoastră s-a afirmat așa lucruri. În așa înțeles În cadrul prezentării de astăzi, eu cred că de vreo trei ori, în mod intenționat, am repetat și am rugat mass media să nu dea titluri de acestea de gen clickbait, că în baza acestui sondaj se poate spus că o să treacă doar două partide. Deci nu am afirmat acest lucru, la fel cum nu l-am afirmat nici în sondajele precedente. De exemplu, eu a, cred că este aproape imposibil să avem doar două partide sau două forțe politice care acced în următorul parlament. De ce? După mine, a, ele vor fi cel puțin trei. A, și eu cred că acesta este un scenariu foarte probabil. Mai mult ca atât, eu cred că există șansă mai mari de 50% să avem patru forțe politice în următorul Parlament. Și uh, sondajele trebuie și înțeleasă. Da, și eu, bine, pot să nu mă aștept asta de la uh, mulți politicieni, deși majoritatea se fac într-o ureche. Înțeleg foarte bine despre ce este vorba. Uh, există fenomenul refuzului de participare la sondaje, care nu se repartizează. Uh, Proporțional, echivalent. Asta cei care toate, nu răspund sau și cei care răspund sunt cei care chiar pot spune bună ziua, vrem să facem un sondaj cu noastră, nu, nu vreau să particip, da? adică care nu se regăsesc nici sub o formă aici. Și ei nu sunt repartizați egal între forțele politice. Și noi am văzut acest fenomen puternic pronunțat la alegerile prezidențiale. În special dacă o să luați rezultatele sondajului After Poll pe care l-am realizat noi în ziua votului, se vede foarte clar la care forțe politice cel mai mult se atribuie această situație. Cel mai mult în campania prezidențială s-a aplicat către susținătorii lui Renato Usate. Da, deci, care, deschis nu doreau să răspundă că vor vota cu, cu el, dar... Nu, Ei n- au vrut să participe. De ce? Pentru că domnul Renato Usate, așa cum mi-a explicat el singur mie, în foarte multe discursuri de ale sale, live-uri și așa mai departe, a spus că toate sondajele sunt contrafăcute, nu participați și așa mai departe. Același fenomen, într-o oarecare măsură, se aplică acum și în cazul platformei DA. De exemplu, pentru că foarte mulți activiști ai platformei DA inclusiv lideri de partid, au denigrat instituția sondajelor per se. Au spus că ele toate sunt mincinoase. Deși, așa, dacă vă compara rezultatele obținute de domnul Andrei Nastase și ceea ce a fost prognozat, estimat, da, deci este o estimare, nici măcar nu poți numi prognoză, în sondaj sau ceea ce a fost dat în ziua votului, chiar acel sondaj after poll, cifrele sunt foarte aproape, mult sub marja de eroare. Respectiv, a atunci când avem susținători a unor partide care nu vor să participe sau nu vor să spună pentru cine votează, este greu să estimezi cât sunt ei. Ei, cu siguranță, sunt. Da, Asta se aplică în mod tradițional în Republica Moldova, în special la ceea ce numim noi, uh, greșit în mod evident, dar se numește în Republica Moldova partide de stâng. Da? Ei cu stânga au fix zero, dar asta e altă chestiune. Uh, ne aducem aminte exit poll din 2010 și multe alte situații asta sondajele trebuie tratate ca uh, unii marcatori a unor trenduri